să vă vorbesc despre competențele digitale și câteva uh, vorbe despre proiectul Digital Culture, despre care voi vorbi ceva mai mult uh, uh, mai încolo. Uh, multe informații despre ceea ce noi facem se găsește pe site-ul uh, celului, pe site-ul e-learning.pt.ro și ați primit uh, și în agenda de la registration și probabil și niște bookmarks și niște alte materiale uh, despre uh, ceea ce lucrăm noi și proiectele pe care noi le derulăm. Acest eveniment se încadrează în, în seria de evenimente care a început, să zicem, în noiembrie 2019 și care probabil se va termina doar în noiembrie 2020, care aniversează primul veac de învățământ universitar la Timișoara, de fapt aniversarea Universității Politehnica din Timișoara. Foarte pe scurt, fiindcă poate nu pentru toată lumea acest concept de industrie creative este foarte familiar, câteva cuvinte ce înseamnă industriile creative. Industriile creative au fost definite așa de ceva vreme, adică de mai bine de vreo 15 ani. Prima definiție a fost lansată de către Arts and Council din Marea Britanie. După aceea au urmat Națiunile Unite și Uniunea Europeană și care definez de fapt domeniile în care se produce foarte multă creativitate. Noi fiind ingineri, o parte dintre cei care prezentăm aici, am avut nu odată această discuție de ce ingineria nu e considerat un domeniu creativ. Pentru că a fost considerat înainte un domeniu de manufactură, da? de industrie, de producție industrială. Și chiar dacă partea de proiectare inginerească este un domeniu creativ, sau face parte cumva din industrie creative, nu este inclus în domeniul economic industriile creative. Aceasta demonstrează în special posibilitatea domeniilor economice de a se dezvolta. După cum vedeți, domeniile sunt mult mai vaste decât cele de artă și cultură. Ele includ film, televiziune, publicitate, arhitectură și, bineînțeles, tot ce înseamnă muzee sau alte metode de a exprima public într-un fel sau altul cultura sau arta. Aici toate prezentările sunt publice, deci puteți să vă notați linkurile și indicațiile web pe care vi le dăm, dar puteți să le accesați după aceea și de pe de pe site-ul nostru. Toate, să zicem, acțiunile majore care se întâmplă în domeniul industriilor creative se regăsesc pe aceste trei, să zicem, site-uri ceva mai mari, care este în special site-ul Uniunii Europene și site-ul Asociației Culture Action Europe, care este asociația care se ocupă de programele culturale la nivel european și care include inclusiv Asociația Timișoara 2021, pe care mă bucur să-i văd aici alături de noi pe câțiva dintre reprezentanții Asociației. Ce înseamnă industria creativă? Economia creativă și care e impactul ei în societate? La ora actuală, ultimele studii care au fost realizate de către Națiunile Unite spun că potențialul industriilor creative este doar de 14% la nivel global dar că se prevede până în 2030 că acesta să ajungă peste 27%. De ce? Pentru că foarte mare parte din industria manufacturieră, industria industrială, ca să zicem așa, se transformă în industria automatizată. Este dedicată a roboților, inteligenței artificiale. Asta înseamnă că oamenilor le revine sarcina să devină mult mai creativi și nu neapărat numai în acele domenii, dar și în multe alte domenii. Adică să-și îmbunătățească calitatea vieții, uneltele pe care le folosesc sau abilitățile sau mediul înconjurător în care locuim cu cât mai multă creativitate. Mark Friedelman definea în 2011 ceea ce se numește Creative Creators. Eu îmi propun și noi ne propunem aici în Politehnică de câțiva ani să creăm dacă putem cu ghilimele de rigoare, Creative Creators, adică sunt creatorii, uh, studenți, care merg mai departe decât a să înșuși niște cunoștințe și a le reproduce, care folosesc aceste cunoștințe pentru a putea defini viitorul, pentru a putea crea noțiuni noi, elemente noi, unelte noi, pentru a putea construi viitorul. Uh, sunt uh, probabil foarte familiare principiile pe care se bazează. Uh, să zicem creative creators, și unul dintre ele este cel de antreprenoriat. Deci pe lângă partea educațională, cel de antreprenoriat, de dezvoltarea elementelor antreprenoriale pentru a deveni mai creativ, pentru a putea deveni într-un fel, să zicem, creatorul viitorului, cum este denumit de către Mark Friedel mult. Ceva despre competențele digitale. Uh, competențele digitale și ceea ce se numește literatură sau literacy, digital literacy, adică noi transformăm în abilități digitale această terminologie, e puțin mai dificil pentru limba română să aibă aceste uh, definiri foarte ușoare de nuanțe între competențe și abilități, uh, a fost definită de către, uh, să zicem, Agenția Guvernamentală Britanică în ICT Proficiency și care, după cum vedeți, reunește, Opa, scuze. reunește mai multe elemente, vreau să arăt aici nu în spate, am avut tendința să arăt în spate inițial, care reunește de la identitatea digitală până la crearea, creația digitală și inovarea, până la informații și media, deci cunoștințe de media. Până la abilitatea de a învăța digital, de a învăța independent digital și, bineînțeles, partea de a comunica și de a participa digital. Aceste principii, care sunt reunite complet în această identitate digitală, se regăsesc aproape continuu în toate variantele de competențe digitale care sunt redefinite. Aceasta este o definiție ceva mai recentă, de un an și jumătate doar. Iar aici este definiția pe care a lansat-o Steve Wheeler acum vreo patru ani de zile, în care el a introdus, după cum vedeți, inclusiv posibilitatea de a menține un anumit nivel de confidență al datelor, de securitate da? și partea de a te proiecta pe tine însuți într-o persoană digitală, ceea ce noi numim deja digital persona ca și existență. Um, există deja studii care fac inteligența digitală pentru copii, sunt serveiuri și abilități care fac acest lucru. Acum uh, 2 ani și acum 3 ani am făcut niște studii pe copiii care participă la Coder Dojo în Timișoara despre inteligența lor digitală și surprinzător a ieșit foarte bine la anumite lucruri, locuri, uh, ceea ce se numește Digital Empathy. Adică empatie digitală, posibilitatea de a exprima empatie într-un mediu digital, de a avea grijă de cei din jurul tău și de a avea grijă cum comunici empatic și mult mai prietenos în, în mediul digital. Ceea ce probabil denotă că noi, cei din sistemul educațional, trebuie să lucrăm mult mai mult pentru a îmbunătăți acest lucru. Uh, știu că sunt foarte cunoscute, dar revin din nou asupra lor. Uh, DESI, care este indicativul european bazat pe date statistice în Uniunea Europeană, între toate cele uh, țările Uniunii Europene, uh, al economiei digitale și a societății digitale. România a fost, de trei ani de zile de când face parte din, invent, din statistica DESI, tot pe ultimul loc. Chiar dacă avem capacitate de conectare foarte mare la internet... Uh, avem abilități incredibil de reduse digitale, nu avem posibilități de a lucra digital, deci serviciile noastre publice nu sunt digitalizate și de asemenea posibilitatea noastră de a avea, să zicem așa, o interacțiune cu tehnologiile digitale este mult redusă. La fel în 2018, surprinzător, în septembrie 2019 am reușit să depășim Bulgaria, de să nu mai fim pe ultimul loc, să avansăm, și să știți că avansarea a venit din cauza serviciilor publice digitale. Acestea au crescut cu 4% față de restul. Înseamnă că guvernele din ultimii ani au început să facă publice și serviciile publice locale mult mai multe servicii decât aveam nevoie. World Economic Forum lansează în fiecare an care sunt un, pro, un raport, un survey bazat pe un studiu făcut peste 7000 de companii mondiale, globale, de care sunt nevoile importante ale viitorilor angajați în anii următori. În 2020, după, opa, înapoi. tot vreau să arăt acolo. În 2020, după cum vedeți, menționează creativitatea ca una dintre cele mai importante. Abilități pe care le vom avea, vom avea nevoie să le avem și vreau să vă arăt doar o simplă comparație între ce a fost în 2005 cu cele din 2020. După cum vedeți, multe dintre ele au căzut câteva poziții, iar unele au dispărut complet. Da? Cele cu steluță, calitatea, validarea calității da? și posibilitatea de a asculta. De a asculta activ și de a înțelege, care nu mai sunt considerate uh, elemente și abilități importante în anul 2020. Deci, în 15 ani, s-a schimbat foarte mult profilul uh, angajatului și profilul celui pe care noi trebuie să-l putem educa. Uh, competențele digitale sunt definite la nivel european de către ceea ce se numește DICAM 2.1, care este un framework pentru cetățeni și care a fost lansată anul trecut sub forma unui înotător, un înotător care înoată în lumea digitală cu diferite niveluri. Sunt la ora actuală 8 competențe, fiecare dintre ele cu 5 niveluri de, de uh, funcționare sau de abilitare. Și care sunt acestea? După cum vedeți, ele sunt uh, reunite după informație, comunicare, posibilitatea de a crea conținut într-un mod creativ, uh, siguranța, bineînțeles, și capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul tehnologiilor digitale, fiecare dintre ele împărțită încă, încă în câteva dintre, acest, dintre subdomenii. Ele sunt introduse deja în Europass, în Curriculum Vitae Europass, care este standardul la nivel uh, european al CV-urilor acceptate atât în mediul economic cât și în mediul uh, public și uh, se pot selecta direct online între răspunzând și la câteva întrebări este similar cu ceea ce am folosit de câțiva ani de zile, standardul de evaluare al calității cunoașterii unei limbi străine, în care a fost introdusă în sistemul Europass. Același sistem a fost folosit și pentru competențele digitale. Guvernul danez a lansat un proiect foarte mare, prin care a dorit să facă o evaluare pe baza unor întrebări, un self-assessment, deci o evaluare proprie. A competențelor digitale. Aici am făcut unul foarte repede ca să văd cum ar arăta unul foarte diferit pentru mine și care îți evidențiază pe aceleași principii, deci pe principiile din DICOM 2.1, abilitățile tale digitale pe baza vreo 60 de întrebări la care răspunzi. Părerea mea este cumva ambiguă față de acest tip de self-assessment, fiindcă. Poți să cunoști anumite răspunsuri sau să știi cum să faci anumite lucruri, dar nu înseamnă că și știi să le folosești într-un mod activ sau mod, mod creativ. Dar măcar este un indicator care îți arată care ți este nivelul tău de competențe digitale. Recent, de, de trei zile, Comisia Europeană a lansat un alt raport care e foarte interesant, care arată competența digitală și angajabilitatea unui om care a fost realizat pe parcursul a mai multor ani. Nu știu, a dispărut linkul de aici. și o poză îmi cer scuze, o să-l introduc și o să apară în partea online ca să aveți linkul de referință de unde puteți să-l descărcați. Esența acestui raport spune că pentru că a convinge un angajator să investească în competențele digitale ale angajaților lui, principal lucru pe care trebuie să-l comunici și să-l spui este reducerea de costuri foarte mare pe care o va avea dacă îi se îmbunătățesc competențele digitale. Și am realizat împreună cu Eden, în, ultimii doi ani un raport foarte amplu pentru Price Waterhouse Cooper care a analizat peste 5.000 de organizații la nivel global și care a arătat foarte clar că odată cu introducerea unor competențe digitale mult mai avansate la angajatori, mai ales la angajatorii din domeniul administrativ, costurile s-au redus cu peste 30% ale companiei. Fiindcă sunt și din mediul educațional aici, nu doar din mediul creativ, vreau să vă atrag atenția asupra Selfie. Selfie este un proiect al Uniunii Europene dedicat școlilor, în special care analizează competența digitală atât a instituției, a profesorilor și a elevilor dintr-o anumită școală și ceea ce tu poți să faci pentru a le îmbunătăți. Parcurgând pașii de la selfie, poți să-ți auto unde sunt problemele, și poți de asemenea să aplici după aceea la finanțări care să te ajută să îmbunătățești aceste probleme. Uh, un alt proiect european, fiindcă acum vom vorbi foarte pe scurt despre câteva proiecte europene, europene care se ocupă de competențele digitale și care a dezvoltat un sistem de, din nou de self-assessment, de apreciere proprie a competențelor digitale și care este dedicat în special uh, studenților, de studenților și personalului tânăr între 18 și 20 și ceva de ani, este DCDS-ul, care este gestionat de către Universitatea din Atena și puteți deja să faceți testul lor online, este funcțional. Un alt proiect european, care este dedicat de data aceasta angajațiilor din muzee sau din mediul cultural, se numește MUSA, care a dezvoltat un curs online, similar cu cele pe care le vom dezvolta noi în cadrul proiectului Digital Culture și care urmărește îmbunătățirea abilităților digitale ale angajaților din zona muzeală. Cris, un proiect din programele Horizon 2020, care a analizat competențele digitale ale elevilor din școlile primare și secundare, ci și cumva adaptarea DICOMP 2.1 pentru elevi, fiindcă DICOMP 2.1 este gândit pentru adulți, nu este gândit pentru elevi și întrebările și evaluările sunt mult prea avansate pentru ei, iar ei au creat un model de competențe digitale care este dedicat copiilor și cum să zic eu, copiilor și elevilor din până la 16 ani. Proiectul Digital Culture, proiectul pe care noi îl coordonăm de un an de zile, care este dedicat îmbunătățirii competențelor digitale ale adulților și în special din punctul de vedere al incluziunilor sociale, deci Cursurile pe care noi le vom dezvolta vor fi la un nivel de bază spre mediu, de nu cursuri avansate de utilizarea competențelor digitale, care deja sunt integrate. Avem un parteneriat foarte divers, care acoperă foarte multe țări. Sunt în special țări cu un, și parteneri care au un, o legătură foarte strânsă, atât cu capitalele europene din zonele lor, este cazul Irlandei cu Galway și al lui Kaunas cu din Lituania, al Romei, care a avut o legătură foarte bună cu Matera, a noastră, bineînțeles, dar și cu instituții muzeale, deci care dezvoltă foarte multe abilități și cursuri pentru instituțiile muzeale. Ne-am propus să dezvoltăm în special un curs, un set de 13 cursuri, despre care voi vorbi puțin mai târziu, care vor fi promovate online, vor exista într-un nivel mediu spre. Redus de cunoștință, de deci el va fi un, pentru un nivel de începător, ca să zicem, în competențe digitale, și care se va încheia cu o certificare de tip online, de tip uh, Open Badges. Noi am făcut o analiză uh, a acestor abilități, unde și ce -și doresc uh, cei care lucrează în spațiul cultural să promoveze sau să acceseze asemenea tipuri de cursuri, și, după cum vedeți, a reușit. A, Reieșit că aproape peste tot, la toate competențele uh, definite de către Comisia Europeană, este nevoie de training și de, și de pregătire, în special, uh, cum să zic așa, uh, într-un mediu cât mai informal. Ceea ce pe noi ne-a surprins este dorința lor de a studia mai puțin online. De aceea vom vedea cum vom putea să ne facem acest tip de pregătire și în regim față în față care este, bineînțeles, mult mai greu. Aș dori doar să închei că noi ceea ce ne propunem în proiectul Digital Culture nu este să reinventăm modalități de a îmbunătăți competențele digitale sau de a arăta unelte sau de a arăta aplicații care există la ora actuală sau sunt folosite, ci dorim exact asta, să luăm aplicații și exemple care există și să le răspundim la cât mai multă lume. De asemenea, să arătăm unelte care poate pentru spațiul creativ sunt puțin străine și să le arătăm cum pot fi ele folosite într-un spațiu străin. Și puțin mai târziu o să avem și câteva exerciții pentru dumneavoastră în care voi vedea cam ce tipuri de activități dorim noi să facem și cum. De fapt, noi vrem să punem această paralelă între uh, cultură și tehnologie cumva la, la egalitate. Vă mulțumesc!